Because some things are just worth fighting for. Salutări! Meciul numărul 4. Dreamhack Edition. Sau Edition. US style, bitches. Între Acer Bly, care se află în această poziție, poziția de sud, sau din sudul Daybreak-ului, pentru că Daybreak este harta, și domnul Very Very Hot, care este Sase, da, suedez, prieten foarte bun cu Naniwa. Haideți să vedem ce o să se întâmple în acest match de pe locul 4. Este un PVZ sau ZVP, cum vreți voi să-i spuneți, și propria mea părere este că metagame-ul pentru acest matchup este unul foarte, foarte plictisitor pentru cele 10 minute până când Proto și pot să facă ceva. Iar Zergul este, să zic așa, foarte, foarte fericit atunci când identifică o forjă și un Nexus după acea forjă. Se mai întâmplă ca cu apariția acelei forje să se încerce un pic de Cannon Harass aici la naturală sau chiar la third-ul pe care Zergul îl va lua în momentul în care va vedea acea forjă. Mai nou, Proto și spun acea forjă în spatele liniei de minerale sau în main, cum vreți voi să-i spuneți, pentru simplu fapt că un Zerg poate să încerce să blocheze acea tentativă de Nexus și va putea să trântească niște cannon-uri în spatele liniei de minerale pentru a se putea proteja de acei căței sau zărglini sau cum vreți voi să-i spuneți. Deja Acer Bly ne arată că e bine să fii safe versus Protoss și pornește cu acest spawning pool first înaintea acelui hatchery. Proba cade pentru Sase, o chestie destul de rar întâlnită pentru Protoss. Da. Shit happens. Și se ia și gazul. Wow, ok. Se ia și gazul pentru research-ul acela de speed, mă gândesc. Sau, who knows, some roaches maybe. Avem această forjă aici plasată pentru Sase. Nimic extraordinar. Acest overlord va identifica ceea ce se aștepta 90% din partea lui Bly. Va sta aici până când un cannon va putea să-l împingă sau poate nu. Și deja avem avem 4 motherfucking zerglings care vor ieși pe hartă și de-abia acum drona asta va putea să înceapă morfarea acelui hatch. Foarte safe jucat de către domnul Bly. Sincer, așa îmi place cel mai mult să văd jucându-se, nu să se meargă blind pe conceptul că, bă, ăla se extinde, e Protoss, oricum o să meargă Forge, Fast, Expand. E bine să fii safe și avem Roach Warren-ul, după cum bine spuneam, din partea lui Bly. Hai să vedem ce va putea să facă cu ei. La Sase, în naturală, avem un gate și un singur cannon. Va trebui să facă mai multe cannon-uri dacă va dori să supraviețuiască, dar înainte de acest lucru va trebui să vadă exact ceea ce vine înspre el și să confirme faptul că există acest hatch. Și normal să poată să apere ceea ce vine dinspre partea lui Bly. Bly deja vedeți că nu joacă acel standard PVZ, nu își ia rapid un third pentru că a văzut acest lucru și asta mi-aduce aminte de un interviu pe care Stefanul l-a acordat celor de la Gosu Gamers, dacă nu mă înșel, în care Stefanul spunea că cu domnul Bly nu știi niciodată la ce să te aștepți, joacă foarte... Cum să zic eu, mulți jucători sau multă lume care joacă StarCraft 2 se așteaptă la niște build-uri foarte standard, da, care, bă, au jucat coreenii, merge, au jucat europenii, merge, joacă și americanii, bun, păi hai să le încerc și eu. Însă Bly are a mind of his own, înțelege jocul din perspectiva lui și nu vrea, mă rog, normal că merge și acele build-uri clasice, dar, cum spunea și Stefano, dorește foarte mult să aibă, cum să spun eu, his mark on the game, da? Să-și pună sau să-și lase amprenta. Zealotul ăsta o să încerce să obțină control acest Selnaga, însă există acei zerglinci, nicio șansă, nu vede acești roaches, acel Zealot din partea lui Sase și de-abia acum îi vede. Este un singur cannon acolo pentru Protoss și un pilon aici ca să poată să blocheze.
Haideți să vedem dacă suedezul va reuși să țină acest push cu Roaches din partea lui Bly. Kenul mai are puțin și-a căzut. Există un singur stalker acolo pentru jucător. Săracu, stocul era împins el de probe. Va cădea și acest pilon și să se simte presiunea. He's feeling the pressure. Are aici o căruță de Photon Cannons care va încerca să, sau care vor încerca să-l scoată din rahatul în care se află și a blocat și rampa pentru a împiedica cei Roaches să intre înăuntru. Este crucial ca acest cybernetic score să nu cadă, însă și research-ul de gate va fi anulat. Sasein is in a world of shit. Se va termina și speed-ul pentru Lynch în curând și Sase va putea să își păstreze acest expand sau poate nu. Gândaci ăștia au reușit să găsească o poziție foarte bună aici, unde nu există cannon-uri și tot timpul pe daybreak am lag, scade frame rate-ul. Eu ceva cu harta asta, sincer, pentru că pe celelalte n-am niciodată probleme de genul ăsta. O încercare foarte frumoasă din partea lui Bly de a intra în main-ul lui Sas, însă nicio șansă. Și Roaches ăștia în curând vor muri, pentru că Zerg-ul n-o să-i mai trimit acasă, that's for sure. Dacă mai pot să fac încă 50 de din ăștia, de ce să-i mai trimit acasă, însă Nexus-ul ăsta începe să aibă o culoare destul de îngrijorătoare, de la oranj înspre roșu în curând. Și hai să vedem ce va putea să facă Sasi. Dacă pierde acest Nexus, o să fie destul de nasol pentru el. Sau poate nu, pentru că domnul Bly și-a folosit acest hatch pe post de macro. A putea să mai scoată acei Roaches și suedezul reușește să își salveze Nexus-ul de la naturală. Bună treabă, însă cred că a transpirat un pic acolo Sase, sincer, cred că toată lumea ar fi transpirat dacă ar fi avut de a face cu ceea ce a făcut Bly. Și de aia, vedeți ce înseamnă să aveți un jucător pe care nu puteți să-l citiți, chiar dacă v-ați uitat la nu știu câte replay-uri de ale lui. Și ăsta este un avantaj enorm, mai ales când joci StarCraft 2 for a living, pentru că, credeți-mă, cei care sunt în echipe de gaming, Fnatic, EG și așa mai departe, ei studiază oponentul, se iau replay-uri din, să zic, din fiecare lună sau de la fiecare concurs a unui oponent și începe să se uite și automat se ajunge la un pattern. Pe harta asta va folosi asta, pe harta asta va folosi asta. Cu Bly nu știi niciodată ce va folosi, pentru că este, să zic așa, cam fiecare match a lui este kinda unique. Normal, când joacă pe ladder, lucrurile stau altcumva. Nu face foarte mult stream băiatul ăsta, asta este o altă chestie destul de interesantă. Ori n-are chefuri, este lenor, pur și simplu nu vrea să-i se găsească punctele slabe sau să-i se identifice un pattern, da? Pentru că indiferent cum ai lua-o, la un moment dat tot se ajunge la un pattern de build-uri și așa mai departe. Da, ne întoarcem la match. Pardon, avem Twilight Council și Blink. Plus 1 la armor și plus 2 la atac pentru protosul nostru. Însă chestia îngrijorătoare este această spiră care vine din partea lui Bly. Spira este aici în main. Avem aici un overseer just in case. Iar protosului va fi destul de greu să-și ia un third. Sau să vedem dacă Sase va ieși de pe aceste două baze cu acel push de Immortal și basically un all-in din partea lui. Avem un overseer care pupuie acolo un goddamn changeling, însă proba e hello, bam, you die, hero probe. Avem un sentry care încearcă și ia din răzputeri să prindă acel overseer. Overseer-ul scapă, singura victimă acel changeling. Întorcându-ne în partea lui Bly, începe saturația, se arată foarte bine și la acest third. Haideți să vedem la naturală este superbă sau, da, e aproape superbă. Însă marea problemă pentru Sase, sau e mișcarea lui Sase acum, da, Zergul și-a luat cea de-a treabă și acum chiar cea de-a patra bază. Dacă Sase va identifica acest lucru, atunci va putea să fie mult mai liniștit cu preluarea acestui third, însă să vedem dacă va reuși să afle acest lucru. Overseer interceptează
acest observator, haideți să vedem unde se duce. Exact, va ajunge aici, va vedea acest fort și va resufla ușurat suedezul, ca și supply-uri aproximativ egal, 102 pentru Bly, 95 pentru Sase, care joacă cu un Nick very, very hot. Da. Anyways, nu comentăm. Narcisist băiatul ăsta. Bun, a văzut acest... acest expand din partea lui Bly, însă mutele încep să apară pe bara de producție. Avem hallucination din partea lui Sase. What the hell, man? Însă acum suedezul va trebui să încerce să se ocupe de aceste să reușească să împingă aceste mute, să nu-i facă prea mult damage. Și asta este marea problemă atunci când Protossul își mai ia, sau mă rog, iese din siguranța celor două baze, pentru că dacă ai două baze poți foarte frumos blink aici, vine aici, faci blink aici, însă marea problemă este când începi să te extinzi peste două baze, când începi să ai trei baze, va trebui să îți lași trupe acasă pentru a putea să te aperi pe toate fronturile, basically. Deci aici intervine o mare, mare problemă pentru jucătorii Protoss. Normal, soluția este și cu acele cannon-uri, însă trebuie găsit o soluție, trebuie să știi cum să-ți împarți trupele și așa mai departe. Mutele, după cum ne spuneam, vor veni la acest third unde există canoane, deci Sase mers pe soluția de cannons și nu putem spune că este o soluție greșită. Marea problemă vor fi cele două piloane care, dacă cad, vor face unpower la toate cele patru cannon plus aceste gate-uri. Iar acum Bly încearcă să găsească un unghi din care poate să facă damage, orice damage. Sau gaz, sau piloane, normal ar fi vrut să atace economia și nu neapărat Nexus-ul, ci lucrătorii. Ne întoarcem și de partea lui Bly. Există niște cannons aici, dar vor cădea destul de rapid. Și că tot veni vorba de mute, am văzut în acel post pe care Andrei l-a pus acolo pe site că mutele au primit un boost la regenerarea sănătății, deci dacă vei lua damage pe aceste mute, nu va trebui să aștepți o veșnicie până când se vor hilui. De la punct 2, 6, 4 la 1, ceva de genul ăsta este regenerarea. Iar Sase acum are 3 coloși, însă baza lui Bly va fi, cum să zic eu, va fi, este deja super ok. Are spine crawler-ele, probabil o să trebuiască să adauge și un spore crawler. Noi ne întoarcem la acest Muta Hares din partea lui Bly. Haideți să vedem către câte 21 de probe a reușit să distrugă rusul, pentru că Bly este rus, dacă nu știați chestia asta. Și acum iarăși este mutarea lui Sase. Ce face? Va încerca să distrugă acest fort sau va încerca să meargă în late? Pardon. Însă în late va fi foarte, foarte nasol. Ce fac coloșii ăștia, coloșilor? Motherfuckers, get back, man! Însă în late va fi extraordinar de greu versus acea compoziție de Corruptors, Broodlords, Infestors și Dumnezeu mai știe ce. Mi-a vedeți Pathogen Glands acum pentru, pentru Bly. Bly începe să se pregătească cu o compoziție de armată pentru late. Avem și plus Zerg Flyer Tex level 2. Aceste mute la un moment dat vor deveni inutile și Bly va trebui să le sacrifice pentru a mai ai câștiga supply și a putea să înceapă popularea swarm-ului cu acei Corruptors, care apoi vor fi Broodlords și așa mai departe. Însă Sase, cum Dumnezeu să iei încă o bază, mai ales când sunt aceste mute care te vor alerga peste tot. Așa că Protossul continuă să rămână pe 3 baze și să vedem ce va putea să facă de pe acele 3 baze. Mare, mare atenție, Bly este cu 2 baze peste jucătorul nostru și a luat și jucătorul nostru, da frate, Protoss, jucătorul nostru. Și a luat și cea de-a 5-a bază aici și lucrurile arată destul de nasol. Momentul crucial va fi începerea de strângerea acestor minerale sau în termeni pro banca, da, să încep să banchez resurse. Însă am mai văzut meciuri în care
Zergul avea ceva de 5000, parcă Slivko era, însă pur și simplu atacuri din acelea în care hatcherile cădeau una după alta, degeaba ai bani dacă nu mai ai cum să produci, asta este marea problemă pentru Zerg, dacă acele hatchery scad, ți s-a dus și producție, indiferent cât de mulți bani ai, deci Bly va trebui să aibă mare grijă de acele hatcheries. Avem aici un hit squad de zeloți și Sase se hotărăște că e momentul să-și ia cea de-a patra bază, însă hai să vedem cum va reuși. Zeloții ăștia întâlnesc un trend de zerglinge acolo, însă mutele sunt pe fază. Mare atenție, apare o mână de stalker aici. Să trebuie să ai mare grijă cu acest stalker, dacă zeloții ăștia cad, fii sigur că zărgnicii o să vină și o să încerce să îți doboare acei stalker. Hai să vedem și câte unități sunt, by the way, tare interesantă treabă. 38 de stalker, 3 coloși, 1 arcon, 3 sens, 10 high templars deja și Sase începe să-și compună acea armată pentru late game. Stormuri basically și după aceea cei Archon pentru a putea să îi bage într-un Archon Toilet în cazul în care acel Mothership va începe să fie produs. Trebuie să te pregătești pentru late, mai ales versus Bly, care, cum să zic eu, e atât de confortabil în acest matchup încât sau stă foarte confortabil. Storm acolo frumos din partea lui Sase și mutele astea foarte, foarte enervante. Ca și Protoss te gândești, bă, ce fac? Mă întorc, aici am toată infrastructura, Bly nu vrea să plece și atunci Sase zice, ok, eu nu o să mă întorc, o să pun presiune pe tine, însă ia uitați-vă, pun un pic pauză, ia uitați-vă și voi ce e aici la Bly. Check this motherfucker out. Da. Uitați-vă și voi, da? 24... Și mai numărați voi câte sunt aici. Atâtea spinecrawl le-a pus dementul ăsta. Și automat cu 24 de drone băgate, sau mă rog, cât am numărat eu, 24 de drone, automat ai supply 24, deci merg lucrurile foarte bine pentru Zerg. Eu dau drumul mai departe și hai să vedem dacă Sase a luat decizia cea bună. Dacă va putea să spargă acest zid de apărare pentru Bly. Bly 195, 175 stormuri acolo din partea lui... Sase, însă marea problemă sunt aceste mute care vor distruge toată infrastructura Protossului și Sase, zic eu, a luat decizia greșită. E foarte, foarte greu să spargi acest zid de spinecrawl pe care Bly și l-a pregătit în avans. Asta i-a permis să continue să facă hares aici și să distrugă toate aceste gate-uri care sunt cruciale pentru Sase, pentru a putea să-și reîntărească armata, însă Sase știe că trebuie să facă ceva damage, trebuie să distrugă măcar o bază din cele 5 câte avea domnul Bly. Însă Broodlords au apărut, nu sunt foarte mulți, sunt doar 2 și 4 chiar. 4, ce 4? Jesus, sunt 5. Iar poziția în care Sase s-a angajat aici în luptă este una care nu-l va ajuta foarte mult. Spinecrawlere plus Infestor plus băiețași ăștia nu e o zi bună pentru a te angaja în luptă în acea poziție. Upgrade-urile merg la greu pentru Zerg, Flyer care pe level 2, Attack level 3, încă un Broodlord și avem Stargate-ul pentru domnul... Sase, însă mutele acestea în continuare nu au căzut, nu au fost sacrificate. Bly are 167 supply. Iar acești stalker vor încerca să facă ceva. Ceva să oprească acest hares. Și haideți să ne uităm și la banii celor doi. Foarte mult gaz pentru Bly, 2600 la un moment dat. Jesus Christ, și-și repopulează dronele alea care le-a pierdut aici. Nasol când faci castor după ce ai mâncat, tot ai problemele astea cu pardon. Asta e. Sper că nu vă deranjează chestia asta, că nu le fac tot timpul. Alrighty then, Protossul încearcă, cred că pentru a treia oară să-și ia această bază.
și în același timp își ia și baza de pe mijlocul Daybreak-ului, însă nu cred că Bly va lăsa acest lucru să se întâmple. Sau, mă rog, va încerca din răsputeri să împiedici acest lucru. Nu vrei să ai un Protoss pe un număr egal de baze cu tine, mai ales ca și, de fapt, ca și orice rasă, și Zerg și Terran. Iar acum mutele spun, ok, man, ai plecat, nicio problemă, vin, ai plecat și de aici, nicio problemă, o să încerc să distrug acest Nexus. Stormul foarte frumoase acolo și Nexusul ăsta se va termina. Deci, într-un final, Sasa se reușește să-și stabilizeze o bază și acest Nexus, din păcate, cred că a fost cancelled. Nu m-am putut uita în toate părțile. Și după mine vedeți, non-stop, de la începutul meciului, Bly a încercat să închidă meciul. Sau, mă rog, a fost jucătorul cel mai agresiv. Asta mi-a plăcut foarte mult la stilul de joc al lui Bly. Nu e genul, hai sau mi-au și o bază, hai mai mi-au o bază, mai nu știu ce. De la început a încercat să pună și a reușit să pună presiune pe Protoss. Nu știu cine va câștiga. Nu am văzut meciurile dinainte. Mutele astea foarte enervante iarăși, însă de această dată sunt o masă destul de mare de stalkers acolo. Oh, man. Sase săracu e nervos pe acei zeloți. De ce nu trageți în aer, fraților? Trageți voi după mutele alea. Din păcate, zeloții nu au cum să facă acest lucru și drept urmare au fost executați, băgați acolo și la colț și papam, papam. Pierde tot acei lingi, însă reușește să facă snap la un High Templar. Un trade, să zicem, pe care ai dori să-l iei aproape în fiecare zi. Și hopa-tropa, ce începe să se întâmple aici pe Daybreak din partea lui Sase, Warpriest, Hres și Mother și pe drum și încă un Warpriest. Iar acum mutele astea vor trebui să vină și să intercepteze sau să încerce să apere. Cât pe acei basically ca și Terran este mult mai ușor să faci chestia asta. Dacă sunt mute într-o parte, tu te duci și faci drop în altă parte. Ideea e să-ți și ții acele medivac-uri în viață. Și atunci, automat, faptul că ție ți se face hărez cu mutele se anulează pentru că și tu faci hărez cu acei mărini sau helioane sau ce hotărăști tu să bagi în acele medivac-uri. În curând vom avea acel Mother și pe câmpul de luptă. Un pic de cleaning duty aici pentru acești doi stalkers și acest observator care are altceva de făcut decât să zică, băi, jos, trageți, a big ball of shit, kill it. Destroyed. Și acei ăștia sunt puși pe latrine duty să curețe toaleta, băițași ăștia doi, nu știu ce au făcut, însă cineva s-a supărat pe ei. Bly spune, băi, încep să-mi faci Warpriest Hres, asta e o chestie care nu o suport. Și va începe Terran style, da? Astea sunt siege tank-urile și o să încerce să împingă încet și sigur linia. Haideți să vedem cum va reuși să se apere Sase, care momentan îl va prinde, va fi și el supply block, doamne, maxed out. Iar și avem aici wall din partea lui Bly. Și după ce pe harta asta am mai văzut un match, era Hasobs versus Livko parcă. Băi, frate, tot așa match-up din ăsta nebun a fost. M-a dat și cu apărut. Hai să vedem unde sunt acei unde sunt acei goddamn overseers. Fungal acolo frumos din partea lui Sase, Jesus Christ. Feedback-uri frumoase, stormuri frumoase, mie îmi laghează compul de noi adevărat. Eu nu înțeleg de ce pe harta asta. Vortex acolo și what the fuck, man? What? Bly spune, ok, man, poți să-mi bag și aia, oricum te-am bătut. Cade Mothership-ul și va cădea și compoziția asta de armată pe care o are domnul Sase. Prea mult stuff pentru Zerg. Mothership-ul cade, un Vortex care, cum să zic eu, Bly pur și simplu a zis, ok, man, hai da și tu un Vortex, hai să intru și eu, what the fuck, man, hai că dacă o să iasă nașpa, asta e, și așa am 4.000 de minerale și 3.000 de gaz,
O să mă descurc eu cumva. Sa se schimbă foarte rău. 350, 300, whatever, 370 față de 4000. Sună rău, nu? Încă 5 carapte pe bara de producție. Se încearcă ceva cu acest War Prism, însă... ok, o să-i distrugă lui ăsta drone. So fucking what, iarăși am 4000 ceva de minerale. Nu mă interesează. Fangr frumos din partea lui Bly și la revedere, drum bun, War Prism. Și între timp, pe minimerc, dacă vă uitați, există ceva albastru. Nici nu mai sunt punctuleții, e așa o masă albastră care vine încet... O să-i distrugă iarăși această bază. Sa se continuă să rămână în meciul ăsta. De ce? Nu știm. Probabil pentru că era meciul de supraviețuire pentru el în Dreamhack Winter. Cred că e singura explicație. Frate, lasă-l să joace cât vrea el. Ce căcat, ce să iasă, bă, ce... Da, așa e. E dreptul lui să rămână în meci. Însă StarCraft-ul este un joc care... N-ai cum să mai revii când ăsta are aproape toate bazele de pe hartă. În afară de baza asta nu mai există baze libere. Și cu mine vedeți, culoarea preponderentă aici pe Daybreak este albastru. Așa că, da, într-un final s-a să zice și el GG. Ce putem spune? Bly e Bly, Zergul e Zerg, Protosul e Protos. Ăsta e metagame-ul, și dacă vrei să mergi în late versus un zerg, de obicei chestiile astea se întâmplă. N-ai cum să le eviți, ai de-a face cu o compoziție de armată care te poate închide aproape pe toate planurile. Că Raptorii vor distruge cei coloși, Broodlords-ii vor distruge tot. Infestorii o să îți poată permite armatei să scape sau chiar să... lupte în continuare făcând lockdown la acei Blink Stalker, deci nu știu, soluția mea, nu juc Protoss, dar cum să zic, dacă vrei să ajungi în late, fii sigur că poți să faci acel War Prince Hress la greu, să câștigi timp, dacă nu e destul de greu. Și ați văzut și acele mute din partea lui Bly care au rezistat, ce zic, până prin minutul 20 și ceva, ele erau încă pe teren, de obicei zărgii doresc să le arunce la gunoi și să poată să-și folosească supply-ul ocupat de mute cu raptori, infestori, brudori și mai departe, însă ați văzut și voi cât de enervante sunt și cât de greu este unui Protoss să se extindă, da, să plece din acel safety zone de două baze. De aceea de multe ori vedeți un all-in cu Immortal de pe două baze, pentru că deja când începi să ai a treia, chiar a patra bază, îți va fi destul de greu ca și Protoss să le menții, mai ales când sunt și mute pe câmpul de luptă. Bun, prieteni, ăsta a fost meciul numărul 4 sau de pe poziția 4. Eu vă mulțumesc că l-ați urmărit alături de mine, un meci destul de lung, 35 de minute și 22 de secunde Blizzard Time, însă noi avem încă 3 meciuri de urmărit și analizat, însă până la următoarele 3 meciuri, Warbringer vă salută, toate cele bune, ciao, ciao!